Consiliul Județean Ialomița alocă 5 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor unităților administrativ-teritoriale. În ședința ordinară din această lună se propune asocierea județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, organism înființat în anul 2017 pentru realizarea, cu sprijinul Consiliului Județean, a unor proiecte de interes local, ai căror beneficiari sunt autorități ai administrațiilor locale. La acest moment au fost depuse de către autoritățile locale 6 proiecte care se află în faza de evaluare și vizează modernizări de drumuri, amenajare de terenuri de sport sau reabilitarea de sedii administrative. Scopul înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este dezvoltarea capacității administrative, dar și punerea în aplicare a Programului Național de Dezvoltare Locală pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor județului Ialomița. În trecut am demarat la nivelul județean Ialomița acest program de susținere a unor investiții în cadrul autorităților publice locale de județul Ialomița. S-a constituit această asociație de dezvoltare. Avem 6 proiecte. Consiliul Județean Ialomița alocă 5 milioane de lei într-un calcul, putem spune că am putea finanța aproximativ 20 de proiecte, 20 de autorități publice locale la acest moment. Bineînțeles, autorități publice locale care sunt componente ale acestei asociații de votare comunitară. Înțeleg că mai sunt doar câteva, 8-10 localități care nu fac parte din această asociație de dezvoltare. Încercăm să ne exercităm rolul pe care noi îl avem la nivelul județului Ialomița, acela de a și susține autoritățile publice locale, de a fi partenerii dumnealor în proiectele pe care și le inițiază. Este pentru prima dată când se realizează un astfel de program la nivelul județului Ialomița. Este o sumă destul de mare pentru noi dacă ne raportăm la faptul că prin legea bugetului am avut de repartizat 7 milioane de lei la toate localitățile. Noi, Consiliul Județean, din bugetul nostru am alocat 5 milioane de lei. Eu consider o sumă importantă. Ne dorim să se formeze un exercițiu în accesarea acestor proiecte în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare. Este un început. Noi am realizat un ghid al solicitantului care să fie oarecum adaptat la finanțările europene, pentru că prin acest exercițiu noi ne dorim ca anul 2020 să găsească pregătite autoritățile publice locale, să dezvoltăm această capacitate administrativă care este deficitară la nivelul României la acest moment. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care absorpția fondurilor europene la nivelul României suferă, pentru că nu există această capacitate administrativă, pe care nici județul Ialomița n-a avut-o aproape deloc. Însă prin toate aceste proiecte pe care noi le depunem, atât în cadrul finanțelor europene, dar și în cadrul programului acesta de dezvoltare județeană, încercăm ca 2020 să găsească atât colegii primari pregătiți, cât și aparatele de specialitate ale UAT-urilor din județul Ialomița cât de cât adaptate la o rigoare accesării acestor fonduri europene. Așa că, prin acest proiect de hotărâre, noi va trebui să Consiliul Județean Ialomița să aprobe acordul de parteneriat între Consiliul Județean Ialomița pentru alocarea acestei sume de 5 milioane de lei și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Este un început bun, chiar dacă a durat până la constituirea asociației, până la aderarea primărilor. Putem spune la acest moment că activitatea Asociației de Dezvoltare este una intensă. În momentul de față avem 6 proiecte aprobate și lucrăm la contractele de finanțare. Primul proiect care a fost aprobat pentru Comuna Drăgoiești. Comuna Drăgoiești a depus un proiect pentru modernizarea drumurilor din comună. Proiectul este în valoare de 200.000 de lei. Cheltuielile eligibile pentru care noi suportăm această sumă și primăria, de asemenea, vine cu cofinanțarea de 10%, conform ghidului solicitantului. Al doilea proiect finanțat este al Comunei Jilavele. Comuna Jilavele și-a trebuit să înființeze un teren de mini-fotbal în incinta școlii.
De asemenea, suma maximă exigibilă este 200 de mii de lei, suma pe care au solicitat-o și conform ghidului și aceștia trebuie să asigure cofinanțarea de 10%. În continuare avem primăria Roșiori, vrea să adepți un proiect pentru reparația acoperișului primăriei, este o lucrare destul de importantă. Primăria Traian, de asemenea, vrea să înființeze un teren de fotbal în cinta liceului tehnologii din comuna Traianu. Primăria Săveni, de asemenea, vrea să facă modernizarea de drumuri. Vreau să vă spun că Primăria Săveni, în cadrul acestui proiect, este o finanțare de 600.000 de lei, dintre care 200.000 ADI Alomița va. Deci doar 200.000 va fi finanțarea noastră, restul de 400.000 este contribuția proprie a Comunei Săveni. De asemenea, Comuna Perieți a depus un proiect în care vor să utilizeze toată comuna cu pupele pentru gunoi, în care fiecare locuitor a comunii va primi câte o pupelă. În momentul de față mai avem un proiect care este aproape de finalizare, Primăria Comunei Giurgeni, care dorește să realizeze trotuare. Suntem la capitolul de precontractare. Primăria va trebui să mai dea câteva documente pe care trebuie să le dea conform ghidului solicitantului și cam acestea. Majoritatea finanțărilor sunt în jurul cifrei de 200.000 de lei, sumă maximă exigibilă pentru o comună. Singurul proiect care are o sumă mai mică este Primăria Perieți, care are în jur de 120.000 de lei. Cel puțin eu mi-aș dori ca aceste obiective care au fost propuse spre finanțare să pornească de la realitățile primăriilor, și de fapt nu ale primăriilor, nu ale domnului primar, ci ale cetățenilor din localitatea respectivă. Îmi doresc ca toate aceste proiecte să aibă la bază o consultare publică și să stabilească cetățenii ceea ce este mai bine pentru comunitatea lor. Am încredere că domnii primari au făcut această consultare și efectul finanțării de la cetățean o să fie acela pe care îl dorim cu toții, condiții mai bune pentru cetățenii din județul Ialomița. Reabilitarea obiectivelor culturale și istorice ale județului Ialomița se află în atenția conducerii Consiliului Județean Ialomița. Cu fonduri europene se vor reabilita monumentul istoric și de arhitectură Conacul Bolomei și orașul istoric de la Giurgeni, dar și Biserica de Lemn Sfântul Nicolae. Două dintre aceste proiecte se află în faza de precontractare. Am depus trei proiecte care se referă la Biserica de Lemn, orașul istoric de la Giurgeni și Conacul Bolomei. În acest moment, două dintre aceste proiecte se află în stadiu de precontractare, unde noi ar trebui să pregătim documentele și să actualizăm bugetele conform evaluărilor specialiștilor care s-au ocupat de aceste proiecte. Discutăm deci de proiectul Monumentul istoric și de arhitectură Conacul Bolomei și reabilitarea orașului istoric de la Giurgeni. Pentru proiectele cauză au fost finalizate etapa de evaluare tehnică și financiară, în urma cărora au fost definite și bugetele acestor proiecte. Conform prevederilor ghidului, Consiliul Județean Ialomița trebuie să prezinte la momentul contractării cererii de finanțare, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului care a ieșit din urma evaluării. Proiectul de hotărâre numărul 4 se referă la monumentul istoric Conacul Bolomei, care în urma evaluărilor are o valoare de 21.801.121,17 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului de 21.510.819,05 lei. Valoarea cheltuielor eligibile 290.302 lei. După cum observați și dumneavoastră, este un proiect de o valoare destul de mare, aproximativ 4 milioane de euro. Ne preocupă starea obiectivelor culturale și istorice pe care noi le avem la nivelul județului Ialomița.
Tocmai de aceea am depus aceste proiecte și, după cum observați, suntem deja într-un stadiu avansat, acela de precontractare. Să sperăm că în următoarea perioadă vom și semna aceste contracte de finanțare. Proiectul de hotărâre numărul 5 se referă la orașul istoric de la Giurgeni, care are și el o valoare de 12.193.054 de lei. Apropo de minciunile care mai apar pe aici, pe acolo, printr-o anumită parte a presei, că nu ne preocupă patrimoniul istoric al județului, niciodată, în 27 de ani, nu a existat o preocupare mai mare decât este la acest moment. Și nu o spun eu, o spun faptele noastre, modul în care noi am abordat acest patrimoniu istoric, dacă ne asumăm riscul să finanțăm aceste proiecte, pentru că trebuie să fiți convinși că există și riscuri în implementarea acestor proiecte, o facem din dorința de a ne respecta acest patrimoniu pe care noi îl avem și care a fost uitat în cei 27 de ani de la Revoluție. Așa că, doar pentru cele două proiecte, discutăm de 4 milioane de euro în cazul Conacului Boromei și de aproximativ 2.800.000 de euro în cazul orașul istoric de la Giurgeni. Consilierii județeni vor supune aprobării execuția bugetului general al județului Ialomița la trimestrul al treilea al anului 2018, precum și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2018. Proiectul de hotărâre prin aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița la trimestrul 3 al anului 2018. Cum este prevăzut în lege, ordonatorul principal de credite prezintă spre aprobare situația încasării veniturilor bugetare și efectuării plăților pe trimestrul al treilea 2018, cumulat pentru aparatul de specialitate și instituțiile subordonate finanțate din bugetul județului Ialomița. Excedentul înregistrat ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate rezultă la data de 30.09.2018 va fi utilizat pentru plățile ce vor fi efectuate în ultimul trimestru al anului 2018. Proiect de hotărâre numărul 2, proiect de hotărâre prin aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2018. În această rectificare ne propunem să diminuăm creditele bugetare alocate cheltuielor reprezentând comisioane și dobândă la nivelul plăților efectuate până la această dată, având în vedere rambursarea anticipată a creditului contractat cu suma de 239.000 de lei, suplimentarea creditelor bugetare la unele articole și aliniate ale clasificației bugetare aferente aparatului de specialitate pentru susținerea unor acțiuni culturale desfășurate în cadrul manifestărilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naționale 100 de ani de la Marea Unire. Aici se suplimentează cu aproximativ 200.000 de lei în vederea premierii celor 80 de veterani care mai sunt astăzi în viață, cu o sumă de aproximativ 1.000 de lei net pentru fiecare veteran, bineînțeles după ce se vor fi aprobate prin hotărârea de Consiliul Județean. Majorarea bugetului alocat Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița cu suma de 10.000 de lei pentru susținerea unor acțiuni culturale desfășurate în cadrul manifestărilor ocazionate de centenarul Marii Unirii. Redistribuirea sumei de 8.000 de lei pentru Liceul Tehnologic Special Ion Turdărescu Slobozia, majorarea bugetului Bibliotecii Județene Ialomița cu suma de 3.400 de lei, reprezentând donații și sponsorizări pentru desfășurarea unor acțiuni culturale și diminuarea bugetului propriu al județului Ialomița, aferent secțiunii de dezvoltare cu suma de 53.381 de lei, în urma analizei efectuate asupra necesității de menținere a unor credite bugetare pentru care sarcinile au fost redimensionate sau amânate și urmează a fi propuse în exercițiul financiar al anului 2019, conform anexei la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2018. La partea de venituri intervin majorări din următoarele surse: surse de finanțare de la Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița
plus 432.000 de lei, surse de finanțare de la Direcția de Sănătate Publică Ialomița din sume alocate de la bugetul de stat, plus 487.000 de lei, surse de finanțare de la instituțiile de medicină legală, plus 570.000 de lei, subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, plus 4.379.000 de lei, subvenții de la bugetul local, Primăria Slobozia, pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, plus 178.000 de lei. La capitolul de cheltuieli, în urma actualizării surselor de finanțare, intervin următoarele suplimentări. Cheltuieli de personal, plus 5.250.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru asigurarea funcționării unității, plus 612.000 lei, sume alocate pentru alte cheltuieli, plus 6.000 lei, cheltuieli de capital, plus 178.000 de lei. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița se va propune și majorarea cu 50% a burselor de ajutor social pentru elevii care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia pentru semestrul 1 al anului școlar 2018-2019.